Bună tuturor! Eu sunt Missy Claudia și mă bucur să fiu din nou cu voi. Dragii mei, pentru că se apropie sărbătoarea dovleacului, în acest episod vom descoperi cum am putea să sculptăm un dovleac. Dragi părinți, pentru a evita eventuale accidentări, vă rog să fiți alături de copiii dumneavoastră și să-i ajutați. Cei mici se vor bucura să lucreze în echipă cu dumneavoastră. Haideți să ne uităm la filmuleț! Cu ajutorul unei carioci, voi desena fața dovleacului. Acum desenez ochii, nasul și gura. Cu ajutorul acestei forme, voi desena trei steluțe pe dovleac. Dragii mei, de acum aveți nevoie de ajutorul părinților. Începem să tăiem capacul dovleacului. Coaja lui este tare și de aceea se taie greu. Mâna liberă trebuie să fie cât mai departe de cuțit. Acum scoatem capacul și curățăm semințele. Cu ajutorul unei linguri, vom curăța semințele de dovleac din interiorul acestuia. Acum scoatem cu mâna semințele. Am curățat foarte bine interiorul dovleacului. Acum continuăm să-l sculptăm. Le cerem din nou ajutorul părinților. Am obținut primul ochișor. Acum trecem la al doilea. Dovleacul nostru are doi ochi. Imediat vom obține și nasul. Am reușit! Începem să sculptăm și gura dovleacului. Gata! Fața dovleacului nostru este sculptată! Începem să sculptăm și steluțele. Vom avea din nou nevoie de ajutorul părinților. Dragii mei, eu așa mi-am imaginat că o să arate dovleacul meu. Voi puteți să sculptați dovleacul vostru așa cum vă doriți. Voi desena câte un cerculeț pe fiecare parte a dovleacului. Încep să sculptez și cele două cerculețe. Acum voi lega sfoara prin cele două cerculețe. A
aprind lumânarea și o așez în dovleac. Îi așez capacul și gata! Felinarul nostru este pregătit! Vă place? Dragii mei, așa arată dovleacul meu. Este pregătit de sărbătoare. Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Activity Sweet Missy. Vă pup! Pa!